Salutare și bun venit la un nou vlog Reader, în care vom aborda un subiect interesant care eu sper să te intereseze în adevăratul sens al cuvântului, pentru că se referă la o oportunitate de afaceri. Este vorba despre sistemul de franciză Reader Broker de asigurare. Și de data asta nu vei afla informații neapărat de la mine, pentru că hai să spunem că nu știu chiar atât de multe. În schimb, îl am alături de mine pe Paul Aldea, unul dintre oamenii care a apelat la sistemul de franciză Reader și a deschis o agenție în Giroc, în Timișoara. Și când spun că l-am alături de mine, mă refer că l-am alături de mine aici, uite-l, este Paul. Paul, să știi că nu ne vede pentru că el... Salutare, domnule! Dar o să vezi că punem acum imaginea să fie bine, să se vadă și Paul, să mă văd și eu și să fie totul în regulă. Paul, salutare, ce faci, cum ești? Salutare, Alex! Foarte bine, sunt la birou. Mulțumesc frumos! La birou, la noul birou. La noul birou, foarte tare. Spune-mi, te rog frumos, în primul rând, câteva lucruri despre tine, Paul. Aș vrea să aflu câți ani ai, ce experiență ai, în ce domenii ai lucrat și așa, o scurtă descriere a ta. Sigur. Mă numesc Paul Aldea, am 33 de ani, sunt căsătorit, locuiesc în Giroc, chiar aici în apropiere. Am lucrat în domeniul calității timp de 8 ani de zile, în câteva multinaționale. Și am decis să mă alătur echipei Reader Broker de asigurare și reasigurare. Mă bucur mult că ai făcut asta, mai ales că ai făcut și tranziția asta din zona, hai să spunem, de angajat, în zona în care vei deveni chiar tu angajator și acum ești pe cont propriu. Acesta ar fi unul dintre avantajele de a avea o agenție, de a apela practic la sistemul de francizare. Mi-ar plăcea să aflu cum ai ajuns la Reader Broker de asigurare. Sigur că da, Alex. Am urmărit să mă dezvolt pe partea de online și eram abonat pe o platformă de afiliere. Acolo am descoperit această posibilitate de colaborare și am început să caut informații despre Reader Broker de asigurare și reasigurare, sigur. Vezi online-ul, cum e online-ul, cât de bun este el, cum poți să afli și asta este, acesta de fapt este unul dintre avantajele, să spun, a erei ăsteia în care trăim. Putem sigur să da. Pornim o colaborare, cu toate că pe noi ne despart cât aproximativ 500 de kilometri, cred, ceva de genul acesta, să zicem, da. Ceva de genul. Oricum ar fi, sunt curios, noi am aflat, ai fost în poziția în care ai fost angajat, da? Dar înainte să începi propria afacere cu Reader, ai mai fost cumva în această poziție în care să desfășori activitatea în calitate de antreprenor? Nu, este efectiv de la zero totul, dar nu mă împiedică, întotdeauna am crezut în forțele mele și viața mi-a scos la iveală faptul că pot să reușesc mai mult decât să fac ceva și să mă implic mult mai mult decât făceam până acum și să am rezultate care poate erau la un moment dat nerealizabile, dar cu siguranță le pot avea. Sunt convins de asta, să știi, pentru că eu am apucat să vorbesc cu Paul, îți dai seama, de mai multe ori și să știi că este un om, nu, că e serios, asta nu are rost să subliniez evidentul. În schimb, măi, un om hotărât, e un om care este ambițios și căruia nu este teamă de niciun fel de provocare, tocmai de aceea și este astăzi în calitate de om care dezvoltă o afacere, în adevăratul sens al cuvântului. Și apropo de dezvoltare, Paul, că aici aș vrea să ajung, bun, ai găsit soluția, da? Franciza Reader de Reader Broker de asigurare. Apoi, care au fost următorii pași? Cum ai găsit locația? Cum ai ales-o? Și ce criterii ai avut în vedere atunci când ai pornit? Sigur, după ce am primit materialul de pregătire, am fost programat la examen, am absolvit acel examen, am primit diploma, am ajuns să întâlnesc echipa Reader, să am parte de o colaborare față în față. Am revenit la Timișoara și am căutat în localitatea Giroc o locație care să aibă mai multe,
trebuia să țin cont de mai multe aspecte legate de să fie o locație în apropiere de un drum principal. Exact, să fie o locație populată, să zicem, care să aibă vizibilitate, mă gândesc. Exact, să aibă vizibilitate, să aibă geamuri termopan pe care se pot aplica stickere personalizate, reader care pot ajuta la imaginea noastră și remarcarea de către clienții din stradă. Avem un birou dedicat, profesionist, în care oamenii pot să vină liniștiți, să putem sta de vorbă și să găsim cele mai bune oferte de asigurări pentru ei. Tocmai de la acest motiv am pornit în acest domeniu, să pot să ajut oamenii, să-i sprijin, să-i protejez, într-un cuvânt. Practic, asigurările ne protejează pe fiecare dintre noi, pentru că nu se știe ce va fi în viitorul nostru apropiat. Îmi place că ai punctat asta, pentru că, într-adevăr, aici la nivel, să spun, de recomandare personală pe care atât eu cât și Paul se o putem da, pornim o afacere, asta este clar, dar nu cred că ar trebui să avem obiectivul principal și doar acesta, să facem bani, să facem cei mai mulți bani. Adică ar trebui în primul rând să știm exact unde vrem să ajungem, care ne este motivația, și nu cred, din punctul meu de vedere, că doar motivația financiară îți va acorda, sau de fapt îți va garanta, ca să fiu mai exact, succesul. Uite, Paul s-a gândit foarte clar, mi-ar plăcea să vin în ajutorul oamenilor, să fiu alături de ei, să le ofer un serviciu de care au nevoie, un serviciu care îi protejează în adevăratul sens al cuvântului, astfel încât să pot suda o relație pe termen lung și clienții să fie mulțumiți, și totodată, un aspect foarte important în această activitate, să existe o recurență, oamenii să se întoarcă și să închei câte un ciclu, ai format un număr, un anumit procent, să spun așa, de oameni pe care îi ai în baza de date, apoi în următorul an și mai mulți, și mai mulți, și uite așa poți crește într-o afacere sănătoasă. Este foarte important. Te felicit, Paul, pentru cum ai pus problema, mi-a plăcut foarte mult. Dar nu pot să nu remarc că ai menționat, să spun, unul dintre criteriile pe care le-ai avut atunci când ai ales locația, să fie o locație care să aibă suprafață vitrată mare, astfel încât să poți aplica afișe. Aș vrea să te întreb, materialele de marketing a trebuit să ți le faci singur sau ai avut parte de suportul celor de la Reader Broker de asigurare? Reader Broker de asigurare îți oferă tot suportul, inclusiv reclama, stickerele au fost primite de la cei de la Reader și am ținut cont de prezentarea și de afișarea stickerelor, încât să putem fi cât mai vizibili și cât mai prezentabili. Înțeleg că... Te rog, scuză-mă. Nicio problemă, te rog. Înțeleg că planul de marketing implementat de către Reader și vizibilitatea brandului în piață ți se par în regulă, da? Adică... Da, sigur. 100%. Asta îmi place și, într-adevăr, odată ce ai pornit acest pas, această afacere, să știi că Reader îți pune la dispoziție de toate, de la click frame-uri, la afișe, la campanii online, cam la toate liniile la care poți să te gândești, să știi că vei găsi suportul Reader Broker de asigurare, ceea ce este foarte important. Și îți spun și de ce, pentru că vorbim de eficientizarea timpului. Nu vei mai petrece tu timp în care să faci creație, în care să te gândești cum să faci sau care linii de marketing vrei să le alegi. Reader îți oferă toate variantele. Tu doar îți alegi respectiva linie, respectiva opțiune pe care o consideri a fi productivă pentru tine. Și asta este foarte important. Acum, aș vrea să merg un pic mai departe. Avem business-ul, avem marketingul. Spune-mi, Paul, tu care consider că ar fi aturile acestui business, acestei activități, și ce îți place, să spun, cel mai mult la această franciză pe care tu ai accesat-o? În primul rând, aturile acestui business e că e creat pentru oameni, iar protecția omului, protecția patrimoniului
Eu zic că e foarte important în ziua de azi. Totul se poate schimba de la un moment la altul. Atunci când suntem protejați, când avem cele mai bune soluții prezentate de brokerul care lucrează pentru Ritter Broker, te poate scoate din un impas. Un impas în familie, un impas în viața fiecăruia dintre noi pot apărea diferite probleme. Iar Ritter te ajută și îți salvează poate momente din viață care fac diferență. Vine întotdeauna în întâmpinarea clientului cu soluțiile cele mai bune pentru diferitele riscuri la care clienții se expun. Pentru că cât de mulți clienți avem, atâtea riscuri. General, desigur, noi ne gândim la asigurări, ne gândim la RCA, ne gândim la o asigurare de locuință, dar trebuie să avem în vedere faptul că Ritter Broker de asigurare intermediază toate produsele de asigurare din piață, colaborează cu toți asiguratorii care sunt acreditați de către ASF în piața din România și, cu alte cuvinte, poți cuprinde orice fel de solicitare și o poți onora. Asta este cel mai important, pentru că mulți dintre noi au nevoie de asigurări de garanție, asigurări de bună execuție, asigurări specifice unei anumite activități, solicitări la care noi putem să răspundem, la care, să spun tu, în calitate de viitor francizat Ritter Broker de asigurare, poți răspunde. Și asta, într-adevăr, Paul, îmi place că ai subliniat, este un aspect cu adevărat esențial în această colaborare pe care o avem cu Ritter Broker de asigurare. Acum, hai să mergem un pic la început. Ne-am dus așa un pic în profunzimea subiectului, să spun, dar hai să ne întoarcem un pic de tot la început. Acum cât timp ai pornit? Da, ca un model, ca să puteți și voi începe. Da. În decembrie am început căutările. În decembrie, practic, am găsit informații despre Ritter. Bineînțeles că la momentul acela nu mă gândeam că voi ajunge în acest punct. Poate niciunul dintre noi nu se gândește. Dar să le luăm pe rând. În decembrie am găsit informații. În ianuarie am fost programat, am luat legătura chiar la începutul lunii ianuarie cu Ritter Broker de asigurare să văd pașii care trebuie parcurși și să ajungem într-un final la soluția care am ajuns eu astăzi. Ritter m-a sprijinit, m-a ajutat să-mi asigur parcurgerea unui curs. Apoi, după ce am parcurs acel curs, am fost programat la examen. Examenul a fost în 22 ianuarie la Timișoara, la Facultatea de Mecanică. Aici vorbim, foarte scurt, vorbim despre cursul și examenul de calificare profesională în domeniul asigurărilor, examen care este obligatoriu pentru orice om care își dorește să intermedieze această activitate. Desigur, activitatea de consultanță și intermediere în asigurări este supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. De aceea, piața asigurărilor în ziua de azi este o piață sigură și nu ne mai prea întâlnim, sau nu ne mai întâlnim, ideal ar fi să spun așa, cu acele cazuri în care polițele de asigurare sunt vândute de către oameni care nu sunt acreditați. Este foarte bine. Paul, mersi frumos. Am făcut doar această scurtă paranteză. Te rog. Sigur, nicio problemă. Am absolvit acel examen. Am făcut o scurtă călătorie la București să întâlnesc echipa, să semnăm acel contract de mandat și să îi cunosc pe oamenii din echipă, să văd ce am de învățat, să am parte de un training în platformă Ritter și totul a decurs în câteva zile, 4 zile mai exact, iar apoi urma să călătoresc, să vin înapoi în Timișoara și să-mi caut o locație pe care urma să o deschid împreună cu Ritter și să trecem efectiv la treabă. În februarie
mi-am făcut toate actele la ANAF pentru a deschide un PFI în situația mea, neavând un alt business. Corect. Și totul a decurs normal, urma să găsesc acest spațiu de închiriere pe care am reușit să-l găsesc. Era într-o stare mai puțin bună pentru închiriere. Am stabilit o înțelegere cu proprietarul spațiului să-l amenajăm noi și să obținem o reducere la plata chiriei. Ne-am ocupat de amenajare, iar din 15 martie, efectiv, am dat drumul la treabă. Cu alte cuvinte, au trecut aproximativ 3 luni din momentul în care Paul, atenție, nu din momentul în care Paul a început efectiv să facă ceva, din momentul în care Paul a citit, doar a asimilat această idee și a hotărât să meargă mai departe, până în momentul în care efectiv și-a început activitatea. Iar eu cred că acest timp ar putea fi chiar mai scurt în cazul în care ești hotărât, știi ceea ce vrei. Eu pariez că poți începe chiar într-o lună, dacă cumva ai deja o locație, poate și mai repede de atât, pentru că trebuie doar să dai examenul, să semnezi contractul, să primești materialele și apoi efectiv te apuci de treabă. Cred că partea cea mai lungă temporal ar fi momentul ăla de școlarizare, când trebuie să parcurgi în platforma de e-learning 50 de ore ale cursului și ale materiilor pe care le înveți și apoi să te programezi la examen. Cu alte cuvinte, te miști repede și aici, Paul, tu să mă contrazici sau să-mi dai dreptate. Sigur că da. Pentru mine a fost un pic puțin mai dificil pentru că era totul efectiv de la zero. Exact. Zero, fără spațiu, fără nimic, fără experiență, pur și simplu am considerat că acum e momentul. Acum e momentul în viața mea să vină Rita. Poate și pentru tine e momentul ăsta, de ce nu? Să vină echipa noastră. Iată, poate și pentru tine, cel care te uiți acum, este un moment prielnic. Apropo de asta, nu vreau neapărat să-mi dai o cifră, dar putem face afirmația că acest business pe care tu l-ai început presupune o investiție minimă și că este accesibil, să zic, aproape oricui? Cu siguranță, investiția inițială nu este atât de mare, ținând cont de faptul că eu nu am avut spațiu, a mai crescut puțin, dar dacă ai un spațiu, deții un spațiu, cu siguranță că costurile se vor reduce semnificativ. Exact, așa este. Și un alt avantaj pe care tot așa mi-ar plăcea să mi-l confirm, pentru că tu ești în poziția în care poți să faci asta, nu neapărat eu, consider că franciza Ritter Broker de Asigurare este un model de business care este concentrat pe vânzare și pentru tine, pentru cel care aplici pentru acest sistem de franciză. Când spun orientat către vânzare, mă refer la faptul că tu nu vei pierde timpul în birocrații. Asta este foarte important. Momentul în care te-ai decis, până în momentul în care emiți prima poliță, este destul de scurt și apoi tu poți să te concentrezi efectiv peste modul în care îți crești portofoliul, fără să te lovești în mod constant și să te împiedici de o mulțime de detalii de care în mod normal te cam împiedici când deschizi o afacere de la zero în care nu ai niciun fel de suport. Așa este, Paul? Cu siguranță. Ai tot suportul echipei Ritter. Platforma este o platformă intuitivă, se lucrează foarte rapid în ea. Toate polițele se emit cu o rapiditate foarte mare. Și totodată ai și suportul echipei Ritter Broker de Asigurare în cazul în care, să spunem, ai întâmpina o dificultate sau ceva nu ți-ar fi clar sau s-ar bloca sau nu știu, să zicem. Cu siguranță. Tot timpul am suportul echipei Ritter. La orice întrebare îi contactez,
îmi răspund cu drag și mă sprijină să învăț și să mă dezvolt. Acesta este un alt avantaj real al acestui domeniu și al colaborării cu Ritter Broker de Asigurare. Nu doar că accesezi un sistem de franciză și un model de business pe care mai apoi îl vei dezvolta, ci pe tot parcursul colaborării tu vei avea întotdeauna parte de suportul celor care se ocupă de emitere, de legătură cu asiguratorii sau indiferent de zona, să spun, în care întâmpini o anumită provocare. Și asta e foarte important pentru că nu ești singur, nicio secundă, nu ești singur, singură și întotdeauna putem de fapt să ne concentrăm cât mai mult pe obiectivul nostru și anume să putem finaliza fiecare vânzare. Asta este foarte important. Paul, două întrebări foarte scurte mai am pentru tine, pentru că deja ne presează un pic timpul, să spun așa, cu ocazie cu care le mulțumesc foarte mult celor care se uită în acest moment și celor care au stat alături de noi până acum. Mai avem un pic două informații pe care eu cred că ne dorim să le aflăm. Spune-mi rapid, ce așteptări ai tu pentru primul an de activitate și care crezi că vor fi principalele direcții de dezvoltare ale business-ului tău? În primul an de activitate voi lucra să dezvolt portofoliul. Bineînțeles că la dezvoltarea unui portofoliu va conta implicarea fiecăruia dintre noi și probabil fiecare dintre noi trebuie să gândească o schemă prin care se poate dezvolta sau prin care are de învățat să găsească diferite colaborări sau parteneriate. Nu dau mai multe detalii pentru că fiecare dintre noi o să aibă anumite idei de dezvoltare și corect, așa este. Poate unele dintre ele nu e momentul să le spunem acum. Poate e bine să le ținem cumva închise într-o cutie. Bun, așa este, Paul. Și o ultimă întrebare pe care o am pentru tine. Acum că ești în momentul în care ai pornit activitatea, ai trecut de toți pașii premergători acestei activități și mai ales pașii care implică accesarea sistemului de franciză Ritter Broker de Asigurare, ai recomanda acest sistem de franciză și altor antreprenori care își doresc să-și desfășoare activitatea în acest domeniu? Cu siguranță aș recomanda această franciză pentru că are multiple avantaje care te pot propulsa într-o lumină în care ți-ai dorit poate toată viața să fii. Echipa Ritter te așteaptă cu brațele deschise și ți oferă sprijin la orice oră. Ce frumos, ce frumos a spus. Mai pot eu să completez ceva? Păi nu mai pot să completez nimic. Paul, îți mulțumesc tare mult pentru că ai petrecut acest timp cu mine. Hai să o luăm în felul următor. Uite, prima oară trebuie să vă menționez ceva despre Paul. Da, precum v-am spus, el își desfășoară activitatea în Giro. În cazul în care ești din Timișoara sau în zona respectivă și ai nevoie de consultanță în asigurări și vrei să cumperi o asigurare, apropo, poate nu vrei doar să deschizi o franciză Ritter Broker sau poate te mai gândești încă. Hai să zicem așa, poate te mai gândești. Cât timp te mai gândești, să știi că poți deja să colaborezi cu Paul, poți să îl contactezi oricând pe adresa de mail giroc@ritter.ro. Iar Paul va răspunde cu mare drag și rapiditate, atenție, dar și profesionalism oricărei solicitări venite. Despre franciza Ritter vei găsi toate informațiile accesând site-ul, uite chiar acum o să apară și aici, voi lăsa și în descriere și poți să afli orice fel de informație vrei, iar în cazul în care îți dorești să înaintezi discuțiile, poți apăsa acolo pe contact și vei lua legătura cu unul dintre reprezentanții Ritter Broker de Asigurare care îți vor oferi tot suportul informațional necesar pentru a accesa un sistem de franciză Ritter Broker de Asigurare. Concluzionând, din punctul meu de vedere, este foarte important și asta o spun și în calitate de, să spun, asistent în brokeraj al Ritter Broker de Asigurare și eu intermediez aceeași activitate, ofer consultanță și vânzare în domeniul asigurărilor și îți spun că este foarte importantă colaborarea cu Ritter pentru mine pentru că mă ajută să mă concentrez efectiv pe procesul de identificare a clienților și de vânzare a clienților, de vânzare a polițelor de asigurare. Ceea ce este foarte important pentru că nu pierzi timpul cu
tot ce înseamnă birocrația unei firme. Nu mai zicem de birocrația unui broker de asigurare, care este enormă, nici nu vreau să intru acolo. Așa că, da, îți sugerez și eu cu mare drag să faci asta și să accesezi informații și de ce nu să accesezi franciza Ritter Broker de Asigurare și să devenim colegi alături de mine și alături de Paul. Paul, încă o dată îți mulțumesc, l-ați văzut pe Paul Aldea din Timișoara, Giroc, eu sunt Alex Grecu. Vă sugerez și sugerez cu mare drag să dai un like acestui clip, să te abonezi în cazul în care nu te-ai abonat deja la canalul Ritter Broker de Asigurare și de ce nu să împărtășești cu prietenii tăi. Și să nu-i de clopoțelul acela pe care dacă îl activezi, o să vezi că îți va apărea notificare la fiecare material, fiecare vlog postat de către Ritter Broker. Paul, încă o dată mulțumesc, te salut! Te salut, Alex! Zi frumoasă! Zi faină și ție, domnul meu, zi faină și vouă celor care v-ați uitat și ne vedem în mod cert la următorul episod Ritter Vlog. Salutare!